Da, bună România, bună seara dumneavoastră și mai ales invitaților dumneavoastră. Apariție de senzație astăzi din nou acestui cuplu care conduce România în momentul de față. Cuplul comic, că altfel nu putem să-i spunem. Cuplul format din doamna Dăncilă și domnul Liviu Dragnea. Trebuie să dăm jos burtiera să remarcați un lucru. După ce la Vatican doamna Dăncilă a apărut fără sonor, uite că în România apare și fără figură. Dă interviu domnul primul ministru și au acoperit-o. Au zis, domnule, hai să o acoperim de tot. Hai să o acoperim de tot, că nu se mai... Deci, una e, nici nu arată foarte bine. Haide că de vorbit, e clar că nu vorbește foarte bine, dar parcă nici nu arată bine, domnule. Lăsați doar cu afura, că e singurul lucru care iese. Și uitați cum a apărut la televizor astăzi domnul Dragnea și cu doamna Dăncilă. Dânsa acoperită total, doar cu afura a mai rămas de văzut, ceea ce până la urmă e semnificativ. Adică e tot ce contează la această doamnă, despre care o să dezvoltăm și o să vorbim astăzi. Papa, însuși papa, a declarat, mă rog, într-o predică a domniei sale, a sfinției sale, a sanctității sale, ca să nu intrăm iar într-un registru greșit, așa a declarat că se gândește să renunțe. Se gândește să demisioneze. E o știre care a circulat astăzi, interesant. Vine, domnule, la câteva zile după întâlnirea cu doamna Dăncilă. Poate i s-o fi părut că vine sfârșitul lumii. Poate i s-a părut, domnule, trebuie să mă retrag. Nu se poate. Deci nu există. Poate că întâlnirea cu doamna Dăncilă i-a generat această concluzie drastică, această concluzie în care nu se poate ieși. Însă, iată, articolul cu papa care a declarat, domne, eu știu dacă mai continui în ritmul ăsta, în stilul acesta, dacă mai întâlnesc doi oameni ca doamna Dăncilă, a declarat papa că demisionează. Interesant momentul de astăzi și are interesant și momentul pe care l-am invocat ieri. Federația Română de Rugby a fost exclusă de la campionatul mondial, dar nu asta e atât de important, cât cine a venit în locul Federației Române de Fotbal, de Rugby, ce echipă ia locul acolo, ce echipă înlocuiește pe România. Nu e Rusia, hai să nu ne ferim de cuvinte, Rusia înlocuiește Federația, mă rog, echipa românească de rugby. În centru acolo îl vedeți și pe cetățeanul care nu e român, dar care a jucat, deși nu e român și nici nu pare român, de ce să vă mint, adică nici nu m-aș la el ca la un român. Sigur, pare așa mai... Da, în fine. Important este să nu ne înlocuiască Rusia și Uniunea Europeană, că pare că mai degrabă se înțelege bine Rusia cu Germania decât noi, România, cu aceștia. Mă rog, bună România, bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Câteva probleme pe ordinea de zi, multe, nu mai degrabă multe decât puține, dar... Da, probleme. Ce m-a deranjat cel mai tare așa, astăzi, dintre toate lucrurile, și credeți-mă că nu sunt puține, o să vedeți că iară lucrează oamenii ăștia, acum au uitat pe ani, pe legea ani, o schimbă, poți să faci afaceri, dacă ești primar, o să vorbim astăzi, niște lucruri teribile. Dom'le, da. Dar parcă și mai rău, mai enervat, și a făcut un cunoscut diplomat, ca să-i dăm așa o tentă favorabilă, domnul Ahmed Abul, este secretarul general al Ligii Arabe. Extrem de cunoscut diplomat. Da, băi, dacă totuși e vorba de Liga Arabă. Păi e vorba de Liga Arabă, dar acum să vedem așa și care e reprezentativitatea Ligii Arabe, că dacă am fi vorbit despre o instituție așa cu specific diplomatic, da, n-am fi asistat la manifestarea de astăzi. Dom'le, a avut o ieșire absolut inexplicabilă. Zice așa domnul acesta, jignind practic și România, dar mă rog, nu numai România și multe alte țări. Dar pe mine m-a interesat România. Este rușinos să vedem țări care participă alături de SUA și de Israel la celebrarea mutării ambasadei americane la Ierusalim, ocupat prin încălcarea clară și gravă a reglementărilor internaționale, inclusiv a rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Deci vine Liga Arabă și ne ia la palme, ca să fim mai concludenți un pic. Cum stăteau oamenii ăștia din Liga Arabă așa? Au început să ne ia la palme că de ce? Aici, atenție, e foarte important de menționat. Ia. Că ei nu invocă intenția noastră de a muta sau de a nu muta ambasada. Aici nu mi se pare că e vorba despre asta. Aici e vorba doar de faptul că am participat printr-un reprezentant la acest gest al americanilor de a muta ambasada în capitala Israelului. Știi, noi am vorbit în ultimele săptămâni despre, să spunem, autoritatea, da, în domeniul politicii externe. Cum fi președintele Klaus Iohannis, cum fi Ministerul de Externe a României, Guvernul României, cum văd că Liga Arabă. Deci în ceea ce privește politica externă a României, dacă nu e Liga Arabă de acord, noi nu mai putem face absolut nimic. Nu contează că avem o oarecare suveranitate națională cea mai rămas și că, de exemplu, cel mai recent am blocat inițiativa de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene privind condamnarea mutării ambasadei SUA, da, de la Tel Aviv la Ierusalim. Deci am avut acest drept. Deci în cadrul Uniunii Europene avem dreptul de a ne spune un punct de vedere. Nu mai intrăm acum pe fondul problemei dacă e bine, dacă e rău, dacă e apanajul președinției sau al guvernului. Vorbim despre mecanisme instituționale. Deci în Uniunea Europeană punctul de vedere
și de dreptul la decizia României e respectat, că uite, am putut bloca o inițiativă UE, noi, cu cehii și cu ungurii, dar când trimitem un emisar sau reprezentantul nostru diplomatic participă la o ceremonie, participă la o ceremonie, explodează liga. Poate nu e cea mai fericită alăturare de cuvinte, dar mi-o asum. Explodează liga arabă de nervi. Păi, interesant că l-a invocat, nu știam că e cenzorul politicii externe Liga Arabă de România. L-a invocat sau Liga Arabă și pe Klaus Iohannis, care am remarcat că nu a reacționat în niciun fel, deși el se, totuși te instituie și noi îl remarcăm pe el ca fiind cel care manageriază politica externă a României. Și atunci stai și mă gândeam, bă, dar trebuie să reacționeze domnul Klaus Iohannis chiar într-o situație care... N-a reacționat Klaus Iohannis, n-avem o reacție de la, nici de la guvernul României, n-a reacționat nimeni. Asta ar fi trebuit să existe o reacție imediată. Da. Mai ales că noi tradițional am avut o serie de parteneriate, nu la fel de strategice precum cele cu Statele Unite ale Americii, dar am avut o relație cel puțin cordială cu state arabe. Noi încă avem ambasadă în Siria. Da? Noi încă avem, noi suntem ultimii care mai au ambasadă în Siria, în condițiile în care Siria e exclusă și din Liga Arabă. Da? Ca să spunem așa toată povestea. Și cu România își amintește Liga Arabă că are o problemă? Mai degrabă... Păi ați greșit adversarul. Mai e încă o chestie, o problemă, că uite, citesc, chiar continuă această problemă cu următorul gest. Ambasadorul palestinian este retras de la București. Este chemat pentru consultări. Mi-e greu să cred că ar putea avea inconștiența unei astfel de măsuri diplomatice în condițiile în care România este un pion, că asta este, dar un pion strategic, zonal. Nu știu dacă e o decizie inspirată a autorității Știrea în presă a fost dată în sensul că, uite, nu ce pierdem noi românii, noi am pierdut ambasadorul, pierdem pe ambasadorul palestinian. Am stat și mă gândesc, domnule, nu care cumva mai degrabă interesul Palestinei să aibă un ambasador în România decât să aibă România un ambasador palestinian? Este interesul țărilor arabe să aibă o relație bună cu statul român. Păi, nu cred că mai trebuie să explicăm de Palestina, ce. Am ajuns să-i cerem acordul Palestinei, adică înțeleg că nu fi noi România chiar un stat atât de major. Nici măcar nu e vorba de cererea unui acord. E vorba de un limbaj care a depășit cadrul diplomatic și ceea ce se sizește tu puțin mai devreme, noi avem tendința de a vorbi cu, de a ne referi la o organizație de asta, cu specific diplomatic. Păi numai diplomatic nu e acest specific când primești o insultă directă și iată de la cine, de la Liga Arabă. Care tradițional față de România ar trebui totuși să aibă niște rezerve în a se manifesta atât de agresiv. Pentru că și nici obligații diplomatice există față de statul român. Dar mă rog, da, nu știu. Cel din imagine este cel pe care l-am citat un pic mai devreme, domnul Ahmed Abul Gheit, sper că citesc în regulă. În egală măsură văd că din Liga Arabă, mă rog, face parte și statul Somalia. Adică mă gândesc că poate au probleme mai importante decât asta și văd că au invocat în acest comunicat. Ce problemă? Consiliul de Securitate ONU, zice, domnule, am inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU. ONU, printre altele, se ocupă cu pacea în lume și cu respectarea drepturilor cetățenești. Domnule, a vorbit Liga Arabă despre respectarea drepturilor cetățenești este ca și când am vorbit despre obezitate în Somalia. Mi se pare că este la fel de logic și pe cale de consecință. Adică am ajuns chiar așa să luăm lecții de respectarea drepturilor omului de la Liga Arabă? Nu știu, dincolo am mai văzut și eu state arabe, am văzut și eu cum se desfășoară lucrurile în statele arabe și parcă n-aș invoca chiar așa drepturile omului. Parcă ar fi ultimul argument pe care l-aș invoca și cu asta eu am încheiat pledoaria. Da, nu, eu sunt surprins că poți include, Ungaria nu e în aceeași ligă cu noi, nici Cehia. Dar tu, organizație reprezentativă pan-arabă, să ai o astfel de atitudine la adresa statului român, care a fost mai mult decât prietenos cu întreaga lume arabă și care a fost factorul de echilibru, că acum trebuie să recunoaștem și anumite merite ale politicii diplomatice românești, ale diplomației românești, care n-au nicio legătură cu PSD, cu PNL, cu partidele astea, e o chestie istorică. Poate ar avea mai degrabă legătură cu Ceaușescu și cu viziunea lui decât cu ce au făcut oamenii ăștia. Dar diplomația românească a fost un punct de echilibru între Israel și lumea arabă. Adică mai ușor cu pianul pe scări, adică, domnule. Nu știu, parcă să vorbești așa cu România, care a fost extrem de indulgentă cu comunitatea arabă din această țară. Și pare o tradiție de bună vecinătate, nu dar prietenie. Acum trebuie să invocăm mi se pare absurd. Și gestul straniu pe care prin care tot trecem, al celor de la PSD, al domnului Dragnea, mă rog, al
Acum, scuze-mă, dar e stranie și tăcerea lui Klaus Iohannis, cu atât mai mult cu cât, dacă nu mă înșeală memoria, în urmă cu câteva săptămâni, un reprezentant al Ligii Arabe declara că a primit asigurări de la președintele Klaus Iohannis că ambasada nu va fi mutată. Păi poate ar fi momentul să vorbească și Klaus Iohannis. Că eu din punct, cel puțin în această emisiune, eu cred că am fost apărătorul lui Klaus Iohannis întru totul, în sensul în care am citat din lege și am găsit argumentul pertinent pentru care ambasada ar trebui să fie în strictă legătură cu administrația prezidențială. Mai degrabă decât cu ministerul. Mult mai degrabă. Da. Ambasadorul depune jurământul în fața președintelui României și este reprezentantul președintelui României pe lângă șeful de stat din țara în care e trimis. În Constituție scrie asta. Nu, în legea privind statutul diplomaților și corpului consular. E, în condițiile date, am și pretenții de la Klaus Iohannis să existe acum în discuție. Să existe măcar, să aibă un punct de vedere. Sigur că, așa cum ai invocat acest termen, domnule, straniu, nu e niciun politician în momentul de față în România. Cum te uiți așa pe scena politică, un politician să nu fie straniu. Uite, de exemplu, îl găsesc pe domnul Dacian Cioloș, care e pregătit să salveze economia României. Deci are acest plan de salvare a economiei României. Ne uităm cu speranță la domnul Dacian Cioloș și constatăm că vine cu nonșalanță, ca să rimeze cu speranță, și spune așa, domnule, de la Obrazne, de aici de la Obrazne, de la La Palme, eu așa am considerat, m-am luat La Palme. Și te-ai simțit că îl muită Dacian? Nu am niciun job, eu trăiesc din economii. Și economii sunt, adică nu... Din economia României? Deocamdată nu, deocamdată din economia proprie. Din economia europeană. Cum, și-a pus deoparte ca un hârcioc și acum cigulește... Că am pus, că a fost, adică spre deosebire de... Nu-l plâng de milă. De Liviu Dragnea. Nu-l plâng de milă. A avut de unde să strângă, dar tu nu spui mie acum că cel care se vrea liderul Dreptei trăiește din ce a agonisit? Adică la Liviu Dragnea e foarte greu să reușim să înțelegem de unde are omul ăsta bani. Dar vom încerca să facem la ora 19. O demonstrație la ora 19. În schimb, Dacian Cioloș și un pic care el a fost comisar european, a câștigat un salariu pe lună, mi se pare, vreo 20.000 de euro sau cât are salariul acolo. Comisar european? Nu, e un salariu bunicel acolo. Mă rog, a avut multe înlezniri. Calculăm noi așa, un milion de euro poate a pus deoparte, dar să vină așa domnul Dacian Cioloș și să-i se pară o chestiune cu care se poate semnala în spațiu public ca fiind pozitivă. Zice, domnule, n-am niciun job, eu trăiesc din economie acum. Trăiesc din economie și pare așa că se sacrifică. Pare așa un spirit de sacrificiu, m-am săturat de politicieni care vin și îmi dau palme. Asigurare medicală o avea? Trebuie să te întreb, asigurare medicală o avea? Că dacă acum trăiește din economii, probabil nu contribuie. Nici CAS. Deci, sau se duce doar la urgență? Se duce la privat? Nu știu. În momentul de față, există ca entitate domnul Dacian Cioloș. Nu plătește o taxă și un impozit. Că ne spunea Biriș, pe vremea când era secretar de stat. Domnule, nu cred că există oameni care să nu aibă un venit în această țară. Uite că există oameni care trăiesc în economii. Bună seara, domnule Viorel Cataramă. Bună seara! Vă sunăm în sensul în care ne gândim că totuși în dreapta, pe partea dreaptă, ar trebui să existe, pe partea dreaptă a politicii, ar trebui să existe oameni care să aibă un business, care să înțeleagă niște mecanisme economice. Puteam și mă gândeam că la toți, unde te uiți pe partea dreaptă, vezi numai oameni care au trăit din economii sau din jobul pe care l-au avut la stat. Mi se pare foarte straniu și de-aia v-am sunat că dumneavoastră totuși sunteți un lider important al Partidului Național Liberal și mă gândesc că poate spre diferență de Dacian Cioloș ar fi mai îndreptățit să vorbiți despre reformarea statului din punct de vedere liberal. Cu siguranță vorbiți cu o persoană care a stat timp de 30 de ani în sectorul privat, care lucrează în sectorul privat, care știe despre ce e vorba și care are venituri ca urmare a activității din sectorul privat. Da. Domnule Cataramă, dumneavoastră, așa, când îl priviți pe Dacian Cioloș, care a fost de multe ori asociat Partidul Național Liberal, așa, ca intenție, ca preluare, cum îl înțelegeți așa ca personaj politic? Din experiența dumneavoastră, vă întreb. Din experiența mea, pot spune, și nu e prima dată când o spune, este un impostor politic care a venit la guvernare, a ajuns în funcția de președinte al guvernului, prim-ministru, cu sprijinul Partidului Național Liberal, care a avut numai avantaje de pe urma Partidului Național Liberal, cât a guvernat. A guvernat cu măsuri de stânga, câteodată chiar comuniste, a demonstrat că structural este un socialist și n-are nimic de a face cu liberalii de dreapta. Iar în acest moment face un nou partid ca să smulgă din electoratul dreptei. Da, el se revendică într-un fel ca fiind din partea dreaptă a politicii și ia voturi de la oamenii care în general votează liberali sau, eu știu, a partide care sunt pe partea dreaptă. Cred că nu ia voturi de la nimeni, cred că cetățenii s-au convins cu cine are de-a face, l-au văzut cum a guvernat, l-au văzut ce măsuri socialiste a luat, prin urmare nu asta e problema, încearcă
pe diverse scenarii să-și facă un loc de conducere, dacă vreți. Nu poate fi decât președinte de partid, nu poate fi decât o funcție înaltă, el nu poate să lucreze în niște structuri și să aducă contribuții atât cât poate la creșterea unui partid. Dar vă imaginați o construcție politică PNL plus, cum se numește partidul Dacian Cioloș? România Plus, partidului Dacian Cioloș. Sub nicio formă, Partidul Național Liberal a anunțat că va merge singur în alegeri, că nu este adeptul unor alianțe, că dreapta este reprezentată de Partidul Național Liberal și că toți cei care vor să lucreze în interiorul dreptei sunt bineveniți în Partidul Național Liberal. Noi suntem în acest moment undeva la 30% în sondajele de opinie, vom merge înainte și vom bate... Domnule Cataramă, dar și pe partea, Partidului Național Liberal avem o problemă de aceeași natură cu domnul Ludovic Orban, care iară e din partea dreaptă, dar n-a avut o afacere, nu știe să lucreze, abia identificăm un job. N-a avut loc de muncă. Deci acolo ar fi o problemă. Nu vreau să ne înțelegem. Nu înseamnă că dacă nu ai lucrat în sectorul privat, nu poți fi de dreapta. Nici vorbă. Pentru că până la urmă, dacă vreți, toți cei care sunt politicieni și în România și în străinătate, asta le e meseria lor și prin urmare pot fi asimilați ca niște angajați la stat. Dar faptul că domnul Orban sau alți membri ai partidului n-au lucrat în sectorul privat nu înseamnă că nu pot avea idei de dreapta. Bun. De altfel, este posibil și este adevărat că și în interiorul Partidului Național Liberal sunt unii socialiști rătăciți. Și apropo de socialiști, nu știu dacă rătăciți, nu știu dacă putem să-l numim socialist pe domnul Liviu Dragnea, astăzi a apărut o idee a dânsului de a mai scădea un pic din pedepsele asociate evaziunii fiscale. Și s-a gândit domnul Dragnea că în felul acesta va împuțina evaziunea fiscală, ba chiar a venit cu niște declarații interesante și vă întreb ca om de afaceri, dacă treceți prin filtru experienței noastre, e adevărat. Orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscală și că sunt foarte mulți oameni de afaceri, zice domnul Dragnea, care vor să plece din România de frica evaziunii fiscale. Sunt oameni de afaceri care sunt sufocați de instituțiile statului, de fisc, de garda de mediu și așa mai departe. Iar aceste instituții sunt în subordinea domnului Dragnea. Prin urmare, poate foarte simplu să ia măsuri. Eu vă spun că în această dezbatere publică nesfârșită despre statul de drept, justiție și binom, alte instituții ale statului sugrumă sectorul privat și nimeni nu mai are puterea sau timpul să reacționeze. Asta este o mare problemă și aici spun din nou, domnul Dragnea, care este un socialist evident, fără dubiu, are aceste instituții în mână și ar putea să le tragă de urechi, să lase sectorul privat să lucreze, nu să-l sufoce cu chestiuni abuzive. Adică e un fel de ipocrizie, pe de-o parte vii și sufoci sistemul și pe de altă parte vii și pari în susținerea lui cu niște... Păi stați să vă spun, socialiștii ce spun? Au creat aristocrația bugetară, au creat o inechitate extraordinară între sectorul privat și sectorul public. Acum, după ce cred că și-au atras de partea lor această aristocrație bugetară, acum încearcă să mai atragă ceva și de la sectorul privat până astfel de declarații. Nu, sunt declarații mincinoase pentru că să știe exact și să știe cât de mult firmele private, societățile private și oamenii care lucrează în sectorul privat sunt oropsiți. Mulțumim pentru intervenția noastră, domnule Cataramă. Acum, într-adevăr, e o problemă poate mai mare, evaziunea fiscală. Poate fi percepută ca o problemă mai mare decât corupția chiar. A creat că decât faptul că domnul... Dar nu așa o rezolvi. Uite, vă propun un experiment Google. Un experiment Google de genul experimentelor care sperie pe Liviu Dragnea, că știi că Google-ul e principalul său dușman acum. Când scrii pe Google, Dacian Cioloș nu are. Îți apare prima dată. Dacian Cioloș nu are copii. Varianta a doua, Dacian Cioloș nu are amantă, dar nicăieri nimeni, nici măcar Google nu și-a imaginat că Dacian Cioloș n-ar avea un job. Da. Adică, asta e exclus. Mai sunt variante, Dacian Cioloș nu a jurat pe Biblie, adică tot felul de variante, nu are cetățenie franceză, chestiuni, domne, pe care le iei în calcul. Are copii, are amantă, a jurat pe Biblie, are cetățenie franceză sau nu, dar să n-aibă job Dacian Cioloș este suspect, chiar dacă pentru mulți poate părea rezonabil această abordare. Domnul a muncit și a pus bani deoparte și acum
Orice om care își permite face politică. Nu, nu e în regulă. Și spun și de ce nu e în regulă. Pentru că nici măcar în interbelic, când probabil vor veni unii cu argumente, nu funcționau lucrurile așa. Nu erau oameni care trăiau din economie. Nu. Erau oameni care aveau venituri, să le numim reziduale, venituri care veneau veniturile către ei. Aveau firme pe care nu le conduceau, aveau companii în ale căror consilii de administrație se aflau, adică aveau activitate. Pentru că un om care trăiește din economii e un om care nu poate fi influențat de ce se întâmplă în această țară. Deci tu trebuie să ai o afacere, trebuie să ai un loc de muncă, trebuie să fii angrenat în ceva, pentru că altfel ești imun la ce se întâmplă în țara asta. Iar eu nu pot porni de la prezumția că ești pe bază, funcționezi în baza principiului sacrificiului suprem pentru țară. Aici mă trebuie să intereseze și un domeniu, bugetar, aici, privat, de orice fel, trăiești în redevențe, trăiești în... Aici am senzația că sunt luat de prost în momentul când cineva vine și ține discursul sacrificiu. Doamne, noi ne sacrificăm pentru țară. E deci pentru noi e important bunul mers. Dă-o naibii de viață. Deci pe mine, lăsați-mă cu viața mea că sunt sătul de ea. Cine vrea să se sacrifice pentru semn, se face o fundație caritabilă. Da. Își face o fundație caritabilă, pentru că își dă seama că oricum politica nu poate fi schimbată de un partid sau în 4 ani. Nu candidezi, că guvernul României a avut un an, a văzut cât de greu e, da? Face o fundație caritabilă și începe să ajuți oamenii. Aia, da, poți să înțelegi, deci și acolo bănuiesc că poate speli bani sau cine știe. La un moment dat, microfoanele pe care le-am arătat un pic mai devreme și care o acopereau în totalitate pe doamna Dăncilă au coborât un pic la nivelul discursului domniei sale. Coborâm și noi un pic în emisiunea aceasta la nivelul doamnei Viorica astăzi. Perle de cultură. Și a fost întrebată despre discuția pe care a avut-o cu Klaus Iohannis, doamna Viorica Dăncilă, și am încă o întrebare, mă rog, și dânsa așa cu capacitățile sale a mai scos câteva perle. Întâlnirea de ieri de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, cu ce mesaj ați mers dumneavoastră pentru președinte? Am dat deja un comunicat, s-a vorbit despre politică externă, despre creșterea rolului în plan extern a României. Domnule, poți să pun și o întrebare? Foarte bine, am ieșit, sunt în fața ta. V-a mai cerut demisia la acea întâlnire? Nu, domnul președinte, nu mi-a mai cerut demisia, dar mi s-a părut inoportun chiar cererea demisiei. Mi s-a părut inoportun chiar cererea demisiei de către domnul președinte și i-am spus acest lucru. S-a părut, nu mai stăm, nu le mai luăm. L-ați văzut. Așa a gândit doamna Dăncilă să... Așa, că să le avem acolo în sectar. Nu și mai. O altă problemă... Eu am obosit deja. Da, nu. Suntem. O altă problemă cu care a defilat astăzi doamna Dăncilă, dar dacă ar fi defilat doar azi, n-ar fi fost o problemă, dar reia chestia asta, nu este să-i aducă aminte cineva doamnei Dăncilă că dânsa este cel puțin formal premierul României, pentru că vorbește în continuare despre premierul României la persoana a treia. Și nume, premierul României a decis... Am mai văzut cazuri. Dar nu știu dacă o ajută cu ceva comparația. Dar sunt celebre. Ești premierul României. Știu, dar mai există astfel de situații. În țările dictatoriale se referă la sine cu persoana a treia. Da, așa da. Se folosește. Hai să vedem. Doamna Dăncilă vorbește despre premierul României. Ia. Premierul de tătuc pe politică externă, așa cum o descria președintele dumneavoastră de partid? Nu a fost discuție din punct de vedere al președintelui și din punct de vedere al primului ministru, un prim-ministru care are un program de guvernare în care avem și un capitol legat de politică externă pe care l-a votat Parlamentul României și pe care Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul trebuie să-l pună în practică. Da. Doamna Dăncilă și persoana a treia, premierul României. Da, pentru că e probabil... Se simte prost să spună. Este vorba de... Ne referim la o discuție între președintele României, Klaus Iohannis, și persoana mea, care sunt premierul României. Știi? Așa pare să se extragă. Deci eu vă spun, în lege scrie în felul următor. Nu știu că observați, sunt talk-show-urile de televiziune, unde, mă rog, pe lângă faptul că mulți n-au ce spune dintre invitați, nu sunt foarte așa dotați, folosesc astea formulări perfect echidistante, știi, și imparțiale și nu vor să se poziționeze. Dom'le, eu vă spun, potrivit articolului cutare din legea cutare, lucrurile stau în felul următor. Dom'le, ți-am cerut o părere. Așa e și doamna Viorica Dăncilă. Ne dorim să se implice direct, să spună, dom'le, sunt premierul României. Că, dom'le, e o urmă de jene, îți dai seama, să reține, o femeie de la țară, vii așa și te prezint premierul României. Ți-e rușine, îți bat oamenii o brațul. Așa se gândește. Să știți că discuțiile au loc instituțional între președintele României, care fi premier României, sunt eu, că o fi altul. Nu asta contează în viață. Da, eu vă spun ce scrie la lege. Nu vă imaginați că aș avea vreun punct de vedere. Deci, ceea ce încă demonstrează că mai există undeva acolo, pe fundul borcanului, un pic de bun simț totuși. Problema noastră este că
domnule, să ia. Problema este că e viral ce face doamna Dăncilă. Haideți să-l ascultați și pe domnul Dragnea azi. Vorbim despre bugeturi. Dacă nu l-a vaccinat Tudose când a... Bugeturi. Ia, bugeturile domnului Dragnea. Stați puțin să răspund aici. Și vorbim și despre bugeturi. Vorbim și despre bugeturi. Despre bugeturi și vorbim despre foarte... bugeturi, deci începem. Da, da, nu, stați puțin. Stați puțin. Vorbim despre bugeturi aici, da, în fine. Ce e interesant este că, așa cum discutam un pic mai devreme, domne, poliția locală este cea care a intervenit în forță asupra evaziunii fiscale petrecute, am invocat evaziunea fiscală, evaziunea fiscală petrecută în piețe, unde băbuțele vindeau zarzavaturi și s-a intrat în forță. În egală măsură, poliția locală se mai ocupă și de altă mafie, mafia spărgătorilor de semințe. Să știți că nu e de joacă cu așa ceva. Chiar nu e în regulă și s-a intervenit în forță, mi se pare că la Galați, nu, dacă nu mă înșel. Da, acolo. La Galați s-a intervenit în forță și... Era un focar de spărgător, da? De semințe acolo. Deci, da? Poliția de mult timp era pe urmele. Eu cunosc acest caz, sunt mulți jurnaliști de investigație care au documentat situația și faptele acestei rețele de spărgători de semințe. Poliția, uite, cu toate ironiile noastre, își face datoria, Radu. Pentru că în timp ce noi avem senzația că poliția locală funcționează doar pentru că primarii au nevoie așa de niște bodyguards personali, cum era în Iași, de exemplu, unde trimitea poliția locală să-i spioneze amanta. Da. Așa făcea primarul acolo. Sau în alte părți, unde sunt, cine știe, cărători de geantă ai primarului sau obligațiile primarului să se angajeze undeva. Hai la poliția locală, că și așa e degeaba. La Galați, poliția locală nu e așa. La Galați sunt trei instituții care mai au. SRI-ul, DICOT-ul și poliția locală. Imagine cu poliția locală și spărgători de semințe. Este corect? Dați exemplu tinerilor, aruncând pe jos. Nu este corect. Ia uitați, ce o să facă ceilalți? Vin alți tineri și avem pretenții la ei. Așa este, adevărat. Trebuie să încercăm să ne schimbăm, nu? Fiecare, ca să avem un oraș curat, un oraș frumos, nu? Sunt, vă contrazic, sunt coșuri de gunoi, cred că din 20, mai puțin de 20. Uitați-vă în spate dumneavoastră, la nici 10 metri este coșul de gunoi. Mă puteam de poate să plăzbăzgheți pe aici, am știut dacă dumneavoastră avem aceeași. Deci eu am învățat pe aici. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să faceți mizerie acum. Bine, dar nu înseamnă că acum suntem ultimii. Vă rog, vorbim aici, vă rog să le aruncați la gunoi. Deci nu are. Păi domnul a venit acolo și așa nu i-ar da. De ce s-a aruncat coșile de semințe pe carosabil? Uite ce mizerie pe jos. Vă place, băieți? Păi și atunci ce facem? Deci am mâncat, eu am mâncat și voi. Am aruncat, am aruncat cos. Dar tu n-ai mâncat, măi! M-am zis că nu vreau să arunc asta pe jos. Păi niciun caz n-ar trebui să-l aruncați pe jos. Dacă aveam mai multe pahare, îi puneam mai multe pahare. Dar tu știi ceva? O foaie. O foaie, ceva. Și uite cât de aproape era coșul față de voi, vedeți? Puteau rezolva fără violență. Ați urmărit imagini cu bilanțul poliției locale din Galați, unul chiar reușit, adică... Se poate chiar cu vorba. Al sectorului 2,
4. Da. Primarul sectorului 4, domnule, este într-o situație destul de delicată, într-un litigiu cu un cetățean care are un teren dobândit prin moștenire, un articol petrecut în ziarul Adevărul. Are un teren măricel, că în Parcul Tineretului, 1500 de metri pătrați, reprezintă așa, nu doar o sumă, ci și o suprafață interesantă. Și cetățeanul văd în ziarul Adevărul că acuză niște acțiuni abuzive ale primăriei împotriva sa și haideți să-l și sunăm, să stăm de vorbă cu el, îl cheamă Cristi Dandeș pe cetățean. Da, așa cum e relatată povestea în Cotidianul Adevărul, lucrurile stau în felul următor. Există un proprietar al terenului și există o primărie extrem de interesată de terenul respectiv, mai mult decât atât, pentru că se învecinează cu o zonă de parcare foarte vastă, 750 de locuri de parcare. Primăria își dorește terenul respectiv. Înțeleg că a început construcția unei parcări de 750 de locuri. Deși nu avea autorizație pentru așa ceva. Dar asta într-o altă ediție, nu este subiectul nostru. Pe noi ne interesează în momentul de față dacă se confirmă aceste informații publicate de Adevărul, potrivit cărora aceste informații ar fi vinovată de hărțuire primăria sectorului 4 împotriva unui cetățean de bună credință care refuză să își vândă acest teren. Bună seara, domnule Dandeș. Bună seara, bună seara. Ce e neregulă cu ce am prezentat până acum? Nimic. Așa s-au întâmplat lucrurile. Da, exact. Nu s-a spus nimic ce nu este adevărat până acum. Aveți un teren și primăria încearcă să intre în posesia lui, în posesia acestui teren, fără voia dumneavoastră. Asta este ideea. Exact. Terenul acesta nu a fost niciodată un teren cu probleme, nu a fost un teren care să fie obiectul unei revendicări sau ceva de genul acesta. Este pur și simplu un teren pe care bunicii mei au avut casă la un moment dat. Nu știu câtă lume știe, dar acolo inițial a fost, înainte să fie parcul, a fost un cartier. Da. Bunicii mei au locuit acolo, cartierul acela a fost distrus și ei nu au fost niciodată expropriați. Noi am rămas mereu în posesia acestui teren. S-au plătit taxe pe acest teren, deci totul este ok. Terenul se află chiar în interiorul Parcului Tineretului. Se află cumva la limita exterioară a parcului Lumea Copilului. Înțeles. Orașul Copilului acolo. Știm zona acolo, cu statuile alea. Bun, deci e în parc, tehnic, nu? Este la limita parcului. Este practic până se intra în parc. Deci nu e în parc. Că asta e important. Înțeles. Informația din ziar era că cei 1500 de metri pătrați sunt chiar în parcul Tineretului. Pentru că dacă ar fost în parc, ar fi ținut cumva de primăria capitalei. Da, sunt chestiuni diferite. Și acum ține de primăria de sector. Orașul Copilului e la primăria de sector, Parcul Tineretului e la primăria generală. Bun, dumneavoastră spuneți că nu aveți niciun fel de intenție în a vinde acest teren și cu toate acestea, edilul de la sectorul 4 refuză să vă înțeleagă și vă hărțuiește în speranța de a obține acest teren de la dumneavoastră mai mult decât atât la un preț derizoriu. Cum s-a produs hărțuirea? Adică în ce sens vă hărțuiește? Deci în primul rând noi am încercat și cu actualul primar și cu fostul primar să găsim o soluție amiabilă de a face ceva cu acest teren. Fie că era vorba de, nu știu, ceva de utilitate pentru parc, de ceva cu temă sportivă, ceva care să țină cumva de acest domeniu al parcului. Da. Nu s-a dorit niciodată. Tot timpul cineva mă contacta și îmi spunea vrem să te punem în legătură cu un terț care ar vrea să facă o investiție acolo. Mă întâlneam cu un terț și mi se puneau tot felul de contracte mai mult decât dezavantajoase în față. Mi se spunea mereu că nu vei putea face niciodată nimic cu acest teren. Singurul care poate să facă ceva este cineva care are legătură cu primăria sau are... Noi am cerut și punctul de vedere al primăriei și primăria ne-a pus la dispoziție acest document pe care trebuie să-l explicați. Că într-un fel pare că și noastră v-ați manifestat interesul ca primăria să intre în posesia acestui teren. Care este din documentul pe care avem un document pus la dispoziție de către primăria sectorului 4, semnat de domnul Ilie Dandeș, pe data de 21 decembrie 2017, care sună în felul următor. Subsemnatul Dandeș Ilie, domiciliat în București, strada nu mai contează, proprietar al terenului din Bulevardul Tineretului, terenul la care facem trimitere în acest subiect. În urma discuțiilor avute în audiența din data de 20 decembrie 2017, în cadrul sediului primăriei sectorului 4, vă informez că sunt interesat de închirierea, vânzarea terenului mai sus menționat și doresc în acest sens să se efectueze o evaluare pentru a stabili valoarea de piață a acestuia, urmând ulterior stabilirea celorlalte detalii ale contractului. Deci, ați dori să vindeți terenul
sau nu? Că așa reiese din acest... Deci noi am dori să ne folosim cumva de acest teren sau să îi dăm o valoare într-un fel. Ca să vă explic ce s-a întâmplat cu documentul respectiv. Vă rog. Noi acum aproape 2 ani am cerut să o autorizație să putem să împrejmuim acest teren. Pentru că erau probleme și pentru că e normal să-ți împrejmuiesc proprietatea. Până la urmă este o obligație. N-am reușit să obținem această autorizație. Am făcut numeroase vizite la primărie, în audiențe și cu primarul și cu arhitectul șef al capitalei. La ultima audiență, cea din decembrie, în loc să vină purtătorul de cuvânt sau primarul, a venit un consilier și ne-a spus: pe terenul respectiv puteți să vă luați gândul de la altceva, sunt deja planuri, nu o să mai puteți să faceți nimic. Cel mai ok ar fi să faceți această cerere prin care să cereți ori să îl cumpere primăria, ori să închirieze pe primăria pe un termen cât mai lung, de 30 de ani, 50 deci de ani. Deci spuneți că va forța să depuneți această cerere? Practic ne-au spus, cum ne spuneau de fiecare dată, acolo deja noi am dat drumul la lucrări, parcarea aceea se va face, deci singura variantă pentru dumneavoastră este să... Parcarea e pe terenul dumneavoastră? Parcarea este lipită de terenul nostru. E lipită. Păi și dumneavoastră puteți să faceți acolo, nu știu, Disneyland, lângă parcare. Deci ce legătură are parcarea cu terenul dumneavoastră? Vă faceți un bloc acolo lângă parcare. În teorie nu are legătură, dar în practică, v-am spus, de 2 ani de zile noi încercăm să-l împrejmuim cu un gard. Nu vă dă autorizație nici să vă puneți gard, spuneți. Deci nu ne dă autorizație, mi-au cerut pentru acest gard 15 avize, le-am dus. Da. Deci chiar și un aviz de la un geodez, deci despre studiul pământului pentru un gard din plasă cu stâlpi. Dar ce gard ați vrut? Ați vrut să faceți marele zi chinezesc acolo, concret? Dă vă trebuie 15 avize. Pe... Graniță, nu poate aveam, da, poate aveam mai multe șanse să-l fac acela, dar pentru un gard... Hai să citim și reacția în continuare a primarului. Da, poate stabilim și o legătură telefonică poate stabilim cu domnul primar. Urmarea articolului publicat în ziarul Adevărul în data de așa, cu titlul Republica Băluță, șantajul la care este supus un bucureștean ca să-și cedeze terenul primăriei. Ăsta e titlul. Pentru o corectă și completă informare a publicului, primăria sectorului 4 face următoarele precizări. Însuși, titlul articolului menționat mai sus reprezintă o vădită minciună, întrucât tocmai domnul Ilie Dandeș, așa zisă persoană șantajată, și-a manifestat interesul de a vinde sau de a închiria, așa cum vorbeam mai devreme, terenul cu pricina primăriei sectorului 4. Acest lucru rezultă din adresa înregistrată în evidențele instituției instituției noastre cu numărul de data nu știu ce. Bun. Domnule primar, bună seara. Bună seara, bună seara. Îl aveți în legătură directă și pe... Bună seara. Împricinatul despre care vorbeam un pic mai devreme. Confirmați cele spuse de cetățean mai devreme? În sensul că există niște șicane care îi se fac pentru a ceda terenul? În primul rând aș dori să fac câteva precizări, întrucât modul în care această emisiune a debutat nu este în regulă. În primul rând vreau să vă spun că din anul 2016 sunt primar ales al sectorului 4 și nu sunt înlocuitorul nimănui. Păi, ați venit asta în urma, prima precizare. Domnule... Bun, asta e mai puțin relevant. Nu sunt înlocuitorul nimănui. În al doilea rând, v-am prezentat pentru buna informare a cetățenilor sectorului 4 și a municipiului București și a oamenilor în general, un document. Da. În general, nicio instituție a statului nu forțează pe nimeni să facă oferte de vânzare-cumpărare și acestea sunt făcute de bunăvoie și nețivite de nimeni. Este destul de dificil să putem vorbi despre o stare conflictuală atâta timp cât un cetățean este interesat de vânzarea respectiv închirierea unui teren. Faptul că nu vom accepta niciodată să achiziționăm terenuri la sume exorbitante și că prin aceste tipuri de demersuri nu facem altceva decât să punem o presiune pe administrația publică, așa cum inclusiv interlocutorul dumneavoastră a afirmat că dorește valorizarea terenului respectiv, această valorizare se face în condiții legale.
nu în condițiile pe care, în mod subiectiv, și le doresc unii sau și le doresc alții. Ce sumă v-a cerut proprietarul terenului, domnule primar, pentru suprafața respectivă? Aveți scris în comunicatul nostru. Știu, dar vă întrebam pe dumneavoastră. Este o sumă fabuloasă, deci nu putem să plătim 1.400.000 de euro pentru un asemenea teren. Am înțeles. Care a cărui evaluare este firesc și este normal să facă, să o facă niște profesioniști. Dar care e prețul? Care ar fi prețul corect pentru suprafața respectivă? Prețul corect, da, îl stabilesc profesioniștii. Eu am fost de fiecare dată, așa, și sunt un om care doresc din tot sufletul să am această, această consultare a profesioniștilor și discutăm de Deloitte, de PricewaterhouseCoopers. Și ați consultat, că e un preț foarte mare și atunci i-ați consultat sau nu? Păi, știți dumneavoastră, este foarte important că aceste expertize costă. În mod normal, dacă cineva dorește să vină să facă o astfel de ofertă unei instituții publice, oferta pe care o are trebuie să fie dublată de o astfel de analiză. Da. După ce avem o astfel de analiză și după ce avem hotărârea clară a celui care dorește să întreprindă această tranzacție, abia atunci ne adresăm Consiliului Local pentru a cere acceptul pentru cumpărarea unui astfel de teren pe de-o parte și, în mod evident, realizarea unei comisii de negociere. Da. Am înțeles. Bun. Dacă da, îmi permiteți și mie dreptul la voiam să la vă rog să interveniți. Sunt curios de unde face domnul primar referire la această sumă. Noi n-am înaintat niciodată niciun fel de ofertă. Din contră, se vede și în cererea respectivă pe care am fost, mi s-a sugerat să o fac, că cerem o evaluare. Deci nu știu exact această sumă de unde a apărut. De unde a apărut suma, domnule primar? De acest gen. Diferența între mine și domnul Dandeș, care între noi fie vorba, nici nu are o calitate în această metă, este următoarea. Eu mă raportez la documente, dânsul se raportează la emoții. Noi discutăm pe documente, ceea ce vedem în acest moment. Deci ceea ce vedem în acest moment, avem o solicitare foarte clară din partea tatălui dânsului, nu din partea dânsului, da, în mod evident, așa, în care ni se solicită să închiriem sau să achiziționăm un teren. Așa. Restul este o poveste și nu are sens să intrăm într-o polemică de unde care nu a apărut. Da, asta vă întreabă. Și vă întrebăm și noi, de unde a apărut această sumă? Că susține domnul Dandeș niciun fel de răspuns. Că n-ar fi cerut 1.500.000. N-am cerut nimic. Eu vă spun un lucru foarte simplu. La acea audiență, după cum ați văzut dumneavoastră, în această solicitare este un nume. Se numește domnul Ilie Dandeș. Așa. Eu nu vorbesc în acest moment și nici dumneavoastră nu-l aveți în față pe domnul Ilie Dandeș. Și l-aveți pe un alt domn. Domnul primar se numește a făcut o mențiune. Respectăm, dar avem o altă opinie în ceea ce privește realitatea și veridicitatea faptelor și nu are sens să polemizăm. Deci, domnule primar, haideți că eu nu înțeleg nimic din discuția asta. Vă spun și cred că telespectatorii sunt și mai plictisiți de ce se întâmplă aici, pentru că nu e foarte clar. Deci, ca să vorbim cât se poate de românește și simplificând discuția, domnul Ilie Dandeș, în discuția purtată cu dumneavoastră, v-a spus, domnule, îl vând, dar vreau 1.500.000 sau 1.400.000 de euro pe el. De acolo a apărut suma, da? Diferența este că la acea audiență... Domnule Dandeș, haideți să lăsăm pe domnul primar să răspundă. Dar domnul primar nu a fost la acea audiență. Păi, el nu a fost la niciuna dintre ele, nici nu știu de unde ar putea să răspundă. Bun, haideți că o să vedem. Domnule primar, vă rog. Îmi pare rău că sunteți plictisit de relatarea... Nu, nu m-ați urmărit, am zis că probabil telespectatorii sunt plictisiți pentru că nu se înțelege nimic. Îmi cer scuze. Eu, încă o dată, mă raportez la un document pe care l-aveți și dumneavoastră și l-ați publicat. Da, dar nu scrie suma. În care foarte clar... Păi nu scrie suma în document. Nu scrie nicăieri, nu apare această sumă. Asta vă întrebam. De unde a apărut suma? Dumneavoastră doriți mai multe documente decât atât? Mai multe aspecte? Nu, eu nu doresc nimic. Eu doar am întrebat de unde a apărut această sumă de 1.400.000 de euro. Asta este suma pe care a solicitat-o proprietarul terenului pentru un metru pătrat de teren. 1.000 de euro pe metru pătrat egal 1.400.000 de euro. Despre asta este vorba. Nu, vă dați seama că dacă am fi avut o evaluare sau dacă dânsii în mod real și-ar fi dorit să vândă acest teren sau să-l închirieze,
da? Și să nu pună presiune pe instituția primăriei să plătească fabuloasa sumă de 1.400.000 de euro pentru un teren, nu am fi ajuns să avem o astfel de discuție. Domnule Bolț, ultima întrebare. Nu, dar hai să încercăm, înainte de ultima întrebare, hai să încercăm noi ceva aici. Domnul Dan, deci cât vreți pentru teren? Eu vreau să se facă, în cazul în care ajungem la această posibilitate de vânzare, aș dori să se facă corect o evaluare de către o firmă competentă, așa cum am cerut în cererea respectivă. Păi faceți o evaluare. Păi noi nu ne-am opus niciodată, ar fi putut să facă până la acest moment această evaluare. Și totuși la acea cerere eu nu am primit niciun răspuns. Haideți că... Domnul primar, ultima întrebare. Parcarea pe care ați construit-o este construită în mod legal acolo? Sau pe care ați început să o construiți? Nu știu dacă s-a finalizat construcția. Ceea ce vă asigur este următorul lucru. Instituția primăriei sectorului 4 respectă în tocmai prevederile legale și deciziile justiției. Bine, mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră. Vom vedea cum se va soluționa acest caz, acest litigiu între cetățean și primărie, foarte complicat. După pauză, după 2-3 minute de pauză, ne întoarcem cu niște lucruri consistente cu afacerile domnului Liviu Dragnea. Hai să-l privim și ca om de afaceri pe Liviu Dragnea, pentru că mi se pare că și el privește România ca pe o afacere. Dar tu cum te uita la el până acum? Tu cel om de stat, nu mă, surprinde-mă. Pauză și Winston Churchill și Liviu Dragnea. Hai să fim serioși. Ortopedica. Performanță pentru starea ta de bine.